Salutare tuturor, Andrei de la Criptonita sunt și ne revedem cu un nou episod. Ne uităm azi în curtea unui proiect ambițios, Orion Protocol, care cel puțin la nivel de utilitate e poziționat foarte bine. Și o să vedem imediat de ce și pe lângă asta cum funcționează, unde poate ajunge și bineînțeles dacă e o investiție bună sau nu, din perspectiva mea evident. Până ajungem acolo, vă arăt pe scurt celălalt canal al nostru, Cryptomatics, unde puteți afla foarte multe informații utile din cripto, explicate pe înțelesul tuturor. Bun, Orion Protocol este o platformă descentralizată care funcționează ca un agregator de lichiditate pentru exchange centralizate și descentralizate. Mai exact, Scopul Orion este să colecteze lichiditate de la o varietate cât mai mare de exchange pentru a oferi userilor cele mai bune rate în comparație cu a folosi un singur exchange. Am spus și la început că Orion stă bine la capitolul utilitate pentru că o problemă în momentul de față în cripto, în special în DeFi, este că există foarte multe dex și cex fiecare cu comisioane, slippage, lichiditate, prețuri diferite, APIs și așa mai departe. Lucru care, pe lângă că adaugă un grad mare de complexitate și naza adopția duce și la pierderi de fonduri care s-ar putea evita prin folosirea unui singur API care caută automat printr-un algoritm cele mai bune rute. Orion a fost lansat în 2020 la pachet cu moneda ORN de către Alexei Koloskov și echipa sa pentru a integra într-o singură platformă cât mai multe servicii și tooluri la un loc cu cele mai bune rute de trade și cele mai mici comisioane. Mainnetul Orion Terminal, la care s-au înscris peste 100.000 de useri, a fost lansat la sfârșitul lui martie 2021, care a integrat mai multe exchange-uri centralizate și blockchain-urile Ethereum și Binance Smart Chain pentru acces la lichiditate. În momentul de față, platforma este conectată tot la cele două rețele, dar pentru a ajunge într-adevăr chain agnostic, plănuiește integrări cu Avalanche, Elrond, Polkadot, Cardano, Phantom și Hobby Eco Chain. La nivel de produse oferite, Orion, pe lângă platforma Orion Terminal, care permite swap și trading între o multitudine de monede, va mai lansa un NFT aggregator cu scopul de a elimina fragmentarea din lumea NFT-urilor, care se va accentua pentru că apar tot mai multe marketplace-uri pe chain diferite. Mai avem margin trading și lending descentralizate, liquidity boost plugin care oferă exchange-urilor acces la lichiditate și volum și un blockchain DEX kit prin care îți poți construi propriul exchange descentralizat pe diverse chain -uri. Pe lângă lucrurile planificate, Orion a lansat la începutul lunii Orion SDK, care permite developerilor să construiască aplicații pe backend-ul protocolului și au lărgit echipa, au îmbunătățit platforma și au adăugat pe cei de la Crypto.com în lista de exchange care le oferă acces la lichiditate, unde deja sunt Ascendex, KuCoin, Injective și așa mai departe. Asta ne arată clar că avem un proiect cu o echipă care, într-un mod constant, Vine cu îmbunătățiri, parteneriate noi, integrări, lucru care ajută tot ecosistemul să crească și să atragă utilizatori. Bun, cred că am înțeles cu toții destul de bine ce oferă și cum funcționează Orion. Să ne uităm puțin acum și la moneda lor, ORN. Distribuirea e decentă, iar partea de o utilitate e interesantă aici, cum e la majoritatea proiectelor care oferă o gamă largă de produse. Fie că vorbim de platforma de trading Orion Terminal sau de celelalte produse, Moneda ORN e integrată ori prin discount la taxe, ori prin staking, acces la servicii premium și altele, ceea ce o face utilă în cadrul ecosistemului și legată de evoluția proiectului în timp. Și asta e unul dintre factorii care ne interesează la orice proiect cripto. Trebuie să ne uităm și la cifrele platformei ca să ne apropiem de o imagine de ansamblu completă. Avem aproape 45% ori în blocați la staking, un TVL de 32 de milioane de dolari, dintre care 20 pe Ethereum și 12 pe Binance Smart Chain și volum pe platformă de 25 de milioane de dolari în ultimele 24 de ore și 190 în ultima săptămână. Cifrele nu sunt extraordinare, se poate mult mai bine, dar prin prisma următoarelor parteneriate, integrări și lansări de produse, cred că există mult spațiu de a crește pe viitor. Creșterea prețului ORN din martie de la 3-4 dolari la un all-time high de peste 27 nu e foarte relevantă pentru evoluția platformei, pentru că a fost în realiul din primăvară și pe lângă asta cu o săptămână înainte de mainnet. Și știm foarte bine tendința de a se crea hype exact înainte de lansarea unui produs. Orion e un proiect care s-a poziționat într-o nișă foarte competitivă, în care pe lângă competitorii direcți, E dificil să muți useri obișnuiți cu exchange-urile centralizate sau descentralizate cu care interacționează, chiar dacă le oferi beneficii mai mari. Este dificil să anticipezi dacă un proiect de acest tip are sau nu potențial să ajungă mult mai sus pe viitor, ca user, volum și TVL, dar dacă ne uităm la tot ce am vorbit în acest episod, produse, tokenomics, integrări viitoare cu cele mai importante rețele de infrastructură și așa mai departe, Orion pare care muniție să atragă mult mai multe fonduri pe platformă. Nu este proiectul în care eu personal aș investi în acest moment, dar merită urmărit pe viitor și când spun urmărit, mă refer la activitatea de pe platformă. Asta a fost totul pentru azi, sper că v-a plăcut acest clip și ne revedem cu episodul de vineri despre alțurile care au crescut cel mai mult în ultimele zile, așa că stați aproape.